1 și 6 sunt divizori improprii, în sensul că orice alt număr tot așa l-are pe 1 și pe el însuși. Și 100. 1 și el însuși. E, nu. Acestea sunt improprii. Putem lua în seamă, dar sunt divizori improprii. Dragii mei, o idee care a apărut în clipa de față a fost așa, dacă B egal cu C, atunci A se scrie ca fiind B la a doua. Că B ori B, nu se repede de două ori, B ori B la a doua. Și în condițiile acestea nu mai trebuie să am pe atât A-ul și B-ul pentru găsirea lui C. Doar A-ul. Și întrebarea este cum găsesc pe B. Deci pentru A știut, da? Cum găsim B astfel încât A să fie egal cu B pătrat. Așa, asta e problema care conduce spre rădăcina pătrată. Și lecția parcă 19, dacă nu mă înșel, veți vedea cum m-am dus eu spre găsirea algoritmului de extragere a rădăcinii pătrate. Așa cum avem algoritmul la împărțire, cum se face împărțirea? Iar explicat algoritmul pentru cum se face extragerea rădăcinii pătrate. Vedeți, ușor, ușor, tot așa din nevoi practice am ajuns la aceste operații. Nu că cuiva a venit așa în minte, hai să facem și operația asta, hai să facem. Nu, am insistat și insist. Totul este din practică. Să ne ridicăm la un nivel teoretic, facem tot felul de chestii ca să găsim pe urmă aplicații în practică. Este senzațional, totul se leagă. Deci omul și-a construit instrumente de lucru. De fapt, dragii mei, matematica este instrument de lucru, așa cum mecanicul are cheie pentru a desface pe ulița aceea, nu știu ce, și matematica trebuie să o vedeți ca un instrument de lucru pentru alte discipline. Cine nu înțelege matematica ca instrument de lucru, greșește și nu înțelege ce motiv ar avea să apuci de așa să înveți. Ce? Dar fără matematică nu se poate? Se poate, dar se poate mai puțin. Deci eu să vă spun, se poate, dar se poate mai puțin. Însă dacă înțelegeți utilitatea matematicii ca și cheia de care am vorbit, ca să puteți, să știți, mergem, suntem în drum, am rămas cu mașina acolo și doar să simțim că a slăbit o piuliță la roată. Și dacă nu ai cheia aceea, n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă să strângi ca să poți merge mai departe. Așa și cheia, instrumentul matematic, dacă l-ai la dispoziție, atunci fizica, chimia, toate disciplinele tehnice, tot ce vreți de dumneavoastră, totul merge foarte, foarte bine. Informatica, ce acum de mici aveți voi frământări, să mergeți la un joc, să vedeți nu știu ce acolo. Dragilor, informatica a apărut pe un teren foarte puternic al matematicii. Și pe scurt am să vă spun, în fuga cea mare, ca să vă las doar o idee, dacă am vorbit de faptul că cele 10 cifre au venit din nevoia de a împărți turma de oi în grupe de câte 10 și s-a zis, hai să lucrăm în baza 10 și atunci ca simboluri pentru resturile care au rămas, nu de împărțirea turmei, poate să rămână o singură oaie, două, trei, până la 9 oi, că dacă la împărțirea turmelor câte 10, turme în câte 10, îți rămân 10 oi, înseamnă încă o grupă. Deci nu mai pot spune că restul nu poate să fie mai mare decât 10. Mai mare sau egal cu 10. Nu, restul este mai mic decât 10. Sunt cifrele acelea 0, 1, 2 până la 9. Dragilor, deci la un moment dat și s-a gândit așa. Păi, dar de ce să bat eu turma numai în câte grupe de câte 10? Cine aș împărți eu și în grupe de câte 2? Și la clipa în care și-au pus problema să împartă totul în grupe de câte 2, a rămas la rest. Ce a rămas? Ca resturi? 0 sau 1? 0 sau 1? Deci, noile simboluri pe care le va folosi el în scrierea oricărui număr vor fi 0 și 1. Așa cum cifrele de la 0 până la 9 sunt pentru că ele apar ca resturi la împărțirea la 10, așa și când împărțim la 2, resturile sunt 0 și 1 și a apărut o idee. Și să, băi, hai să vedem baza 2. Și atunci în baza 2 doar încărc
de cifrele acestea. 100101. Doar asta este. Un câr de aceste cifre puse înseamnă, de fapt, un număr exprimat în baza 2. Așa cum 237 scris, sau 237 scris, înseamnă în baza 10, aici este în baza 2. Pentru că aici au fost în grupe de câte 2, de câte 10, și restul au fost 2, 3 și 7, și scrise așa, asta e cifra unităților, asta e 10-lor, asta înseamnă că sunt 3 grupe de câte 10, aici sunt 2 grupe, dar aici ce semnat? Înseamnă, aici înseamnă, ce să însemne, domnule? Tot așa trebuie să fie în legătură cu chestia asta, dar cum să înțeleg eu aici? Aici e grupa sutelor, e 10 la a doua. Aici e 10 simplu, aici trebuie să fie 2. Aici e 2 la a doua, aici 2 la a treia, 2 la a patra și 2 la a cincea. Deci ar fi 1 ori 2 la a cincea, cum mă zic, 2 ori 10 la a doua aici, 200. Tot așa, trebuie să fie o șmecherie, dar nu vă bag eu acum acolo, că parcă nu știu nici eu prea bine, dar o să vă aflu mai târziu. Dar vreau să spun altceva. Și acum, cifrele acestea, 101010, fiindcă totul se poate vorbi numai 10100 în cârde asta, toată povestea asta înseamnă că numerele astea, 237, vreau să vă spun că 237 reprezintă turma aceea și înseamnă că eu pot face grupii de câte două și atunci pot să văd resturile acestea cu 010 poate fi exprimat. Cu un cârd de 0101 poate fi exprimat. Dragilor, să vedeți idei trăsnite. 1, ne închipuim ca la întrerupător. Am închis circuitul, 0 am deschis. Deci comutator, 1 da, 0 nu. 1 da, 0 nu. Și atunci a apărut ideea să se creeze un model. Și cum starea de fapt a unui conductor este trece curent și nu trece, când trece zice 1, când nu trece 0. Păi, Doamne, ce faină idee a apărut, cuie fi apărut, nu-mi dau seama. Dar aici a fost momentul de creare, de aranjare a calculatorului. Startul calculatorului, cel pe care folosesc voi cu atâta dragoste, s-a bazat pe această idee superbă, 101001, bits, se numesc în limbajul informatic, și de aici, B de la 2 împărțit la 2, da, biții 0101 așa, mega, giga, auziți voi, am un calculator de atâția giga, nu știu ce, nu știu cum, ei, sunt multipli acestea. Dragii mei, de ce am abătut eu discuția de aici? Am abătut pentru că vreau să vă trezesc interesul pentru matematică. Vreau să înțelegeți că după cei 33 de ani ținut în mână ca creta cu, și profesor de matematică și informatică am fost, foștii mei elevi acum care mă vor vedea și vor aminti de mine cu drag, în mod sigur cu drag, pentru că așa cum am ajuns să fac lecțiile aici din dragoste pentru voi, totdeauna am făcut și lecții acolo când eram la catedră, tot cu aceeași dragoste. Nu din vina mea, din vina acestui proiect, această idee cu video manual, colegii au hotărât să-mi desfacă contractul de muncă. Dar sper că mi-au făcut un bine, pentru că frământările mele au fost din ce în ce mai mari, mai profunde și iată, bătălia o duc în continuare. Pe margine deocamdată, dar am ajuns și acolo. Așadar, spuneam că în condițiile în care sesizați și înțelegeți că matematica este instrument de lucru pentru celalți, veți face acest lucru cu plăcere. Și dacă lucrul faci cu plăcere, nu obosești niciodată. Asta e superb. Când știi că ți-ți trebuie instrumentul ăsta, că nu te vrei mai prejos de colegul tău din generație, ca el ar va avea cheia și tu nu o să ai. Nu. Atunci acum ai șansa asta, pentru că Prof Online se adresează tuturor, celor care vor să învețe matematică.
Așa, da, dragile. Când mă întorc și spun aici că A egal cu B la a doua, găsirea lui B, de fapt și a lui C, că aici spunea să găsesc câtul și restul, acum fiindcă B egal cu C a lui B, nu înseamnă decât un procedeu foarte interesant de găsire, și anume B va fi obținut după un algoritm foarte deștept, interesant, l-am demonstrat acolo, ca fiind radical din A. Fiindcă indicele 2, nu-l mai pun să subînțelege indicele 2. Așa, rădăcină pătrată se mai zice, radical de ordin 2 sau rădăcină pătrată. Cum se extrage din A, cum se găsește acel număr care l-a pătrat, că doar asta este. Cine este acel număr care e ridicat la a doua, prin mulții, prin el însuși, să dea numărul A de la început. Deci a extrage radical din cineva. Asta este. A zice radical din 625, că este egal cu 25, dragilor, este corect pentru 25 la a doua, este egal cu 625. Asta e problema. Cum să ajungi la 25? Am explicat în lecția, cred că, a 19-a. Vedeți cu multă răbdare acolo că algoritmul acela este, am fost și eu atât de încântat de cei ce am descoperit, încât veți vedea că nici acum m-am revenit, dacă vă uitați la mine cu atenție. Deci, îmi dau seama că acum mă aflu într-o situație foarte elegantă. Deci, din problema aceea găsirii câtul și restul, acum restul e zero. Câtul, când e egal cu împărțitorul, deci problema aceasta înseamnă o nouă provocare, o nouă idee interesantă. Fiecare algoritm la rândul său înseamnă noutate pentru mine și înseamnă achiziții, de care, ca și operația. Operația de adunare, nu e vorba de punerea la loc a mulțimii cu 3 și alta cu 2 și văd câte obiecte sunt la un loc, deci 5, a operația de adunare. Operația de mulțire, un nou algoritm, cum se face mulțirea. Acum, de operațiile cu puteri, le-am vorbit și acestea într-una de lecții, și acum extragerea radicală și asta e vorbită. Dragii mei, toate care se fac așa cu multă răbdare, sunt în folosul meu și de aceea nu trebuie să fac decât un singur lucru, să mă transform într-un om interesat de a afla noutățile acestea. Deci în procesul de învățare, trebuie să fiu la oră atent, total atent, să nu-mi scape nimic, să fiu în stare să-i pun întrebări învățătorului sau învățătoare sau profesorului, în așa fel încât să găsesc răspunsul necesar. Eu vreau să înțeleg, asta trebuie să atenționați.